Domnule Ionit, vorbeam despre faptul dacă BNM este responsabil uh, total de stabilitatea ei prețurilor. Sunt, nu, ei sunt responsabili prin lege. Legea spune că ei sunt obligați uh, 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 responsabili de stabilirea și targetarea prețurilor. Toată povestea este că tot ce s-a întâmplat este în afara BNM-ului. Deci BNM-ul să ridice că BNM-ul rata de bază începând cu luna aprilie. Da? Și care e sensul? Și Gazpromul nu-ți majora prețul la 1 septembrie, la 1... Nu scumpia. Deci toate prețurile care au fost majorate nu s-au întâmplat de BNM. Care este vina bnm -ul? Nu că e vina bnm ului Trebuie să dăm scurt. Ce s-a întâmplat? 2020 am avut o an de criză. În anul 2020 a scăzut consumul, a scăzut toată economia noastră, a dus în jos, bugetul nu a avut bani, oamenii nu au cheltuit bani, oamenii au stat acasă. Bine mie ca să încurajeze consumul, ca să pornească economia, ce face? Scade banii, ieftinește banii până la cea mai mică rată din istoria Moldovei, am ajuns la 2 în 3, lumea în 2021 s-a băgat în consum. Deci noi am avut un an, eu am numit o nebunie consumului. Am ne luat 10 miliarde de lei împrumut ca să cheltuie. și-au cheltuit. Care e partea proastă? Bine mie, a vrut să încurajeze consumul. Dacă într-o țară am vrut să spun normală, dar se primește că noi suntem. Într-o țară europeană, hai să spun așa. Consumul generează... Hey. alt nu -am. o găsiți voi. Dacă în altă țară, în altă țară, consumul generează creștere economică, deci oamenii și fac cheltui, agenții economici produc și pornește economia, da? Deci asta vorbim bine La noi, în Moldova, și generează consumul. Omul fugit la magazin, și-au cumpărat televizor frigider, agentul economic fuge la piața valutară și cumpără valută și banii au plecat psihotare. Și dacă într-o țară, în afara Moldovei, creșterea consumului generează creștere economică, la noi a generat creșterea importurilor, creșterea prețurilor, asta a fost, și aici vinuiesc pe BNM. Numai că acest consum exagerat care a fost în 2021. Dar el a fost alimentat de BNM ca să pornim economia după ce a fost în 2020 criză. Deci tu trebuia să o primești. Când au văzut că deja s-a apropii majorările de prețuri în luna iulie, BNM a început să piesă pe frână. Toată povestea că la noi sistemul economic este atât de slab că BNM poate să apiesă, poate să nu apiesă. Încă o dată repet, cele mai multe cei mai mari factori care au determinat creșterea prețurilor sunt în afara bnm -ului. Gazul, electricitatea, motorina, produsele alimentare și treaba are BNM-ul cu toate da. povestirile.